Ziua de 25 octombrie se înscrie alături de alte sărbători cu specific militar în categoria celor momente aniversare când în România se sărbătorește Armata Română, care, la data de 25 octombrie 1944, a eliberat de sub ocupația hortistă Transilvania de Nord, în urma bătăliei de la Carei. Astăzi, de ziua Armatei Române, la Cimitirul Eroilor din Deva a avut loc o ceremonie de omagiere a faptelor de arme din trecutul mai depărtat și pe toți cei care astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorie. În amintirea luptei de la Carei, ultima redută hortistă de pe teritoriul României, autoritățile de la București au instituit, prin decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959, data de 25 octombrie ca zi de omagiere a armatei, zi în care se organizează ceremonii de pomenire a eroilor căzuți la datorie, precum și de recunoștință față de cei care sunt și în prezent permanent la datorie. La Deva, ceremonia a început cu o slujbă religioasă ținută de un sobor de preoți și a continuat cu alocuțiunile reprezentanților armatei, veteranilor de război și ai autorităților. Și dă putere și tărie robilor de acestora care doresc să apere țara și biserica ta cea sfântă. Întărește-i pe ei, Doamne, în credința cea puternică și în faptele cele vitejești și înfricoșători la toată întrarmarea vrășmașului îi arată și totdeauna biruitori și purtători de biruință spre slava ta. În urmă cu 8 decenii, armata își îndeplinea cu eroism misiunea de reașezare hotarul național a ultimei braze de pământ românesc. Simbolismul dat de 25 octombrie 1944 depășește însă valența victoriei în luptele celui de-al doilea război mondial. Marșul de eliberatură al trupelor române de la Constanța până la Carei și eliberarea de către oastea noastră a ultimei localități rămase sub ocupația Ungariei hortiste reprezintă valoarea îngropătoare a tuturor luptelor de eliberare și de întregire naționale duse de poporul român de-a lungul istoriei. La 80 de ani de la eliberarea localităților Satul Mare și Carei, mai avem printre noi eroi al acelor vremuri de glorie și sacrificiu ale Armatei României. Sunt puțini veteranii de război, sfinții vii ai neamului românesc. Camarazilor de arme se odihnesc în pământul Europei Centrale și Răsăritene. Candida sufletelor lor luminează perpetu la mormântul ostașului necunoscut. Tuturor le purtăm de plină gratitudine și le cintim amintirea. Alături de marii noștri cărturari, eroii militari sunt părinții națiunii române. În calendarul marilor sărbători ale poporului român și ale armatei sale, ziua de 25 octombrie se situează la loc de cinste, constituindu-se într-un moment de omagiere binecuvântată a tuturor fiilor patriei noastre care sub tricolor și jurământ au slujit cu dăruire, devotament, spirit de sacrificiu până la jertfa supremă intereselor națiunii și pământului trăbun al neamului nostru, mult încercat de vicitudinile istoriei. A fost desemnat și legiferat această dată pentru sărbătoarea Armatei României, dar și a întregii națiuni. La Monumentul Eroilor din Deva au fost depuse coroane de flori de către delegații prefecturii, Consiliului Județean, Primăriei Deva, veteranilor de război, reprezentanții ai armatei și ai partidelor politice prezente la eveniment, PSD, PNL, AUR și UDMR. La final, defilarea gărzii de onoare în prezența oficialităților și a puținilor deveni participanți la omagierea celor considerați printre făuritorii națiunii noastre.